Țara noastră este un producător important în regiune, iar până acum noi doar am exportat sau am ajutat la tranzitul către alte țări vecine. Ei bine, acum am ajuns în situația de a importa gaze naturale din state precum Ungaria. Da, Ungaria, ați auzit bine, o țară care nu produce cine știe ce. Datele Transgaz citate de Economedia.ro arată că miercuri, prin punctul Arad-Szeged, au intrat în România 1,4 milioane de metri cubi de gaze. Și așa cum vă precizam, Ungaria nu are o producție semnificativă de gaze. Deci ce am primit noi ar putea fi gaze de la hub-ul din Viena sau gaze venite din Rusia, via Turcia, Bulgaria și Serbia. Le-au importat și acum le vând, că tot se plângea domnul Orban cât de greu este fără partenerul Vladimir de la Moscova. Nu luăm doar de la maghiari, ci am cumpărat și de la vecinii bulgari. Pe la punctul Cardam-Negru-Vodă ne-au intrat 4,9 milioane de metri cubi. Jurnaliștii Economedia.ro notează că sursa acestor gaze nu este însă Bulgaria, ci alta, țara vecină fiind doar placa turnantă pentru producători, cum ar fi Rusia, Azerbaidjan sau SUA și Qatar pentru gazul natural lichefiat descărcat în terminalele de la Marea Mediterană. Dacă tragem linie și ne uităm pe cifre, România consumă în această perioadă, destul de rece, peste 46 de milioane de metri cubi de gaze. Mai bine de jumătate din această cantitate vine din producția internă, aproape 16 milioane luăm din depozitele pe care le-am umplut în perioada caldă, iar 6,3 milioane de metri cubi vin, așa cum vă spuneam, de la vecinii noștri, bulgari și maghiari. Care ar fi explicația pentru aceste importuri? Momentan nu este atât de frig și nu consumăm ca într-o perioadă de iarnă autentică, atunci când temperaturile sunt negative zile la rând. O explicație ar fi prețul. La hub-ul din Viena, un megawatt oră se vinde cu 37-38 de euro, pe când la Bursa Română de Mărfuri prețul este de 205-210 lei, adică vreo 41-42 de euro. Poate că diferența nu ar fi atât de mare, însă traderii se uită și la oferta din punct de vedere cantitativ. Dacă pe bursa noastră se scot la vânzare câteva sute, cel mult mii de megawatt-oră, la Viena sunt disponibile zeci de mii de megawatt-oră. Și asta la o singură licitație. Pe scurt, nu avem de ce să ne îngrijorăm, însă poate ar trebui să ne gândim mai bine dacă banii noștri ajung în Rusia, la cei care cheltuiesc sume impresionante pentru a distruge țara vecină, Ucraina.